suntem la gazdă, plătim chirie, plătim comunale, copiii trebuie întreținuți, deja suntem o lună izolați în carantină, copii și mici, uitați-vă, domnul Oleg, dacă băiețel 2 ani, un băiețel de 3 ani și fetița, uitați-vă, domnul Oleg, fetița. Și n-ai lucrat până să începi carantina asta? Da, n-am lucrat, fiindcă suntem izolați. Nu, lasă, dar până la izolare nu lucrai? Până la izolare am lucrat, că de puțin, dar n-am lucrat oficial, fiindcă documente nu prea am, dar am lucrat, adică cum am putut. Dar până ce fel, nu ai, ce fel de documente nu ai? Buletin, ce n-ai? Da, buletinul, frate, și mi-am pierdut. Am lucrat mai înainte, puțin am lucrat în securitate, bază. Acum nu lucrez, fiindcă nici soție, că îl întreține, adică copiii sunt mici și... Și te-ai adresat undeva la primărie sau unde? Ești în Chișinău? Am sunat la primărie, la primar, m-am adresat la primărie din Chișinău sau în sat sau unde ești? Nu, de unde e la sat suntem, din Anini Noi, satul Comusca Nouă, primarul nu îi răspunde, adică la cei și scriu la și mă adresez de ajutor, nu vrea, nu răspunde, taci. A voi la gazdă sunteți în Cobusca sau în oraș? În oraș, la țară nu ne putem duci că e greu acolo cu mama tot. La țară nici n-am unde mă duci fiindcă și la mama cu copiii, soarme, invalidă, bolnavă, are doi copii tot la întreținere. Și căsuța nu prea așa, nu încăpem acolo toți. Și deci voi unde sunteți, să la Nene Noi, la Chișinău? Nu, la Chișinău, domnul Oleg. La... Și de ce v-ați adresat la Cobusca? Pentru că de acolo sunteți de Baștină. Da, de acolo, da. Dar la primărie Chișinău n-ați putut, n-ați vrut să vă adresați? Dar noi nu suntem apropiți acolo, noi nu avem atribuții. Dar locuiți în Chișinău, acum la gază, stați în Chișinău, sunteți locatarii Chișinăului, chiar dacă n-aveți vize de domiciliu. Și suferiți în Chișinău. Am auzit că nu prea ajut, că s-au mai adresat niște persoane și au închitat, o îndeplinit un blanc. Nu spuneți, vă sunem, dacă au trecut vreo două săptămâni și nu mai sună nimic. Dar și primarul din Cobusca și să vină la Chișinău să te ajute? Nu, dacă primarul dă un ajutor, nu e problemă, că îmi pune mama, ori trebuie, nu și noi, mă duc eu, fug și... Adică să iau ajutorul, și da? Și n-aveați rezerve deloc, nici... Nu, gata, suntem pe zero acum, domnul Oleg, nici bani de să plătim gazda deja comunalele, că stăpânii vor trebuie astăzi să plătim și facturile și tot. Și nici nu știu ce să faci, și nici producte deja alimentație nu mai avem în casă. Rău, rău de tot și nu știm ce să facem. Am văzut că te interesa protest. Unde ai auzit că să faci protest? M-a spus o persoană că pe 14 și protest în centru, la Chișinău. Lumea vor să iasă, să mintiguiască puțin. Tot așa, în situații ca voi sau au alte motive? Da, sunt foarte mulți, sunt foarte familii. Eu mai vorbesc cu prieteni care tot au copii, care stau tot în carantină și în stăuceni, stau și băiatul îmi spune, Andrei, nu știu, mai avem și noi puțin în rezervă, dar e tot. Ajutoare, absolut nimic. Odată o spus la televizor și... O spus că îți dă ești toată, dar văd că nu dă nimeni, nici dintr-o parte, nici din alta. Stat, da, te cheamă, îndeplinești blanca și la revedere, noi îți vă sumeam. Dar vă dați seama că dacă ieșiți în stradă, riscați să luați virusul, să-l transmiteți mai departe, să contaminați familia, vecinii și tot așa? Dacă vedeți, domnul Oleg, asta noi așa ne gândim, suntem în carantină, ne spare, și, dar dacă stăm acasă, ori murim de foame acasă, ori să ieșim murim de coronavirus. Cum să facem, domnul Oleg? Am înțeles. Am înregistrat situația dumitale, mulțumesc pentru încredere, public chiar acum pe curaj și încerc cumva, dau numele dumitale întreg, datele de contact de pe Facebook, poate vrea cineva, poate să vă ajute, da? Nu, sigur, nu e o problemă, asta ar fi foarte... Voi, eu aș fi mulțumit că... Ne-am sunt înțeles. Și știu că sunt oameni care ajută și... Da, am auzit că sunt grupuri civice, dar ar trebui și statul să ocupe de asta. Bun. Da, așa n-aș fi rău. Rezistați. Îmi pare bine să vă aud. Sănătate, numai bine. Da, nu cât aș putea, cât a dat. Numai bine. Noroc.